Înmatriculările de mașini noi au înregistrat o scădere de peste 25% în primele 3 luni ale anului. Mașinile verzi au avut însă o evoluție bună, ținând cont de scăderea pieței. Creșterea este de peste 65% față de primele 3 luni ale anului trecut. În același timp și cota de piață a crescut pentru aceste mașini. Din totalul înmatriculărilor, peste 12% sunt electrice sau full hybrid, față de numai 5,5% anul trecut. Cele pe benzină au scăzut până la aproximativ 60%, și mai mult de un sfert sunt diesel. Cel mai mult au crescut însă vânzările de mașini plug-in hibrid, adică cele care pot fi încărcate la priză, dar au nevoie și de combustibil. Plug-in hybrid, care au și alimentare externă, au crescut cu 132%, practic de 2,5 ori aproape. Contează și baza de la care pleci, pentru că anul trecut nu erau atât de multe modele, iar acum avem peste circa 60 de modele electrice și plug-in hybrid disponibile pe piață. Producătorii auto se așteaptă ca interesul românilor pentru mașini care poluează mai puțin sau deloc să crească și mai mult de săptămâna viitoare, când începe programul Rabla și Rabla Plus, prin care se acordă 45.000 de lei pentru mașinile electrice și 20.000 pentru cele hibrid plug-in. Odată cu creșterea numărului de vehicule electrice pe străzi, crește și nevoia de stații de încărcare. Însă și șoferii ar trebui să se obișnuiască cu ideea că trebuie să plătească pentru ele. Am văzut cozi, dar cozile, să știi că sunt la stațiile de încărcare gratuite. Dacă te duci la stațiile de încărcare la care plătești să încarci mașina, acolo nu o să vezi cozi, pentru că nu prea se duce lumea la ele. Până acum, din ce știu eu, majoritatea investitorilor în partea asta de infrastructură sunt privați, nu sunt din partea statului. Dacă ai unde să o încarci, să zicem, acasă, utilizarea în oraș este foarte plăcută, pentru că ajungi să încarci mașina ca pe telefonul mobil. Ministerul Mediului a prevăzut în bugetul de anul acesta continuarea programului de stații de încărcare în orașele mari, un program nou pentru orașe mai mici și stațiuni turistice și unul pentru autostrăzi, drumuri naționale și europene. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.